Ziua de 7 august este menționată în calendarul creștin ortodox ca sărbătoare închinată Sfintei Teodora de la Sihla. Creștinii ortodoxi celebrează ziua alegând să meargă la biserică sau la mănăstiri pentru a se ruga divinității și a găsi pace sufletească. În județul Neamț, la mănăstirea Sihăstria cu hramul nașterii Maicii Domnului, situată la 22 de kilometri de orașul Târgul Neamț, sute de pelerini au ajuns la primele ore ale dimineții cu bucurie în suflet pentru a asculta slujba bisericească. Sfânta Teodora de la Sihla s-a născut în vremea domniei lui Vasile Lupu și a mitropolitului cărturar Arla Moțoc, a fost fiica armașului cetății Neamț Ștefan Joldea, boier cu rang de comis. A fost căsătorită contra voinței sale, neavând copii, soții hotărăsc împreună să se călugărească, el retrăgându-se la mănăstirea Poiana Mărului și ea, la vârsta de aproape 30 de ani, la Vârzărești. Năvălirile străine o determină să se retragă în munții Buzăului, unde viețuiește aproape un deceniu. De aici se îndreaptă mai întâi spre mănăstirea Neamț, de unde este îndrumat spre munții Neamțului. Cu îndrumarea starețului de aici și cu binecuvântarea egumenului Schitului, a suit munții pentru a în pustia Sihlei. Inițial, Teodora a locuit într-o chilie aflată sub stâncile Sihlei, cedată de un sihastru bătrân. Tradiția orală spune că în vremea altor năvăliri străine, călugărițele refugiate au ajuns și la chilia cuvioasei, acesta cedându-se locul pentru a se muta într-o peșteră unde era și mai greu de ajuns. Aici ar fi supraviețuit în cea mai mare parte a timpului. După moartea sa, trupul celei supranumite Floare Duhovnicească a Moldovei a rămas în peșteră unde își petrecuse mare parte din Sihăstrie.